acum un nou subiect despre, hai să-i spunem, o fată sau un băiat care nu știau să se sărute și nu aveau experiență în viața lor, hai să-i spunem. Și într-o zi se duce la un băiat, fata sau băiatul la fată și o întreabă: da, poți să mă ajuți și pe mine într-o chestie mai spinoasă? Mi-e cam rușine. Știi? Eu sunt cu un băiat sau cu o fată, dar nu știu și nu am experiență să-l sărut sau, după caz, să o sărut pe gură. Și uite, ajunge la o chestie interesantă. Hai că te ajut eu. Ei așa, cum așa? Ei, buza de sus pui pe nu știu care, buza de jos pe nu știu care. Știi? Cum? Așa? N-a ieșit bine. Încă o dată să-ți explic. Buza de sus este buza de jos. Sau buza de jos a ta trebuie să fie deasupra buzei lui de sus. Și tot așa. Cum așa? Da. Parcă n-a ieșit bine. Hai să mai încercăm o dată. Uite așa. Și acum înclin capul. Uite așa. Sau așa. Ia. Hai să încercăm. Și încearcă. Azi un sărut pe gură, mâine un sărut pe gură, poi mâine alt sărut pe gură. După care, într-o zi, știi, dar știi, mâine e ziua anunții mele, dacă mai sunt pe, eu știu, rit vechi. Și după ritul vechi, îmi spune că nu ai voie să întreții relații sexuale decât în noaptea anunții. Și chiar nu știu, mă înveți tu? Ca să știe bărbatii mei și eu cum să fac în ziua nunții. Știi? Păi și îmi dai tu mie virginitatea ta? Da, trebuie să știu. Nu o să-și dea seama și nu știu. Hop! Să duce o dată, de două ori, de trei ori. Nu, să sărut pe gură, mai așa, mai așa. În loc să fie soțul care trebuie, ajunge să fie cel care nu trebuie. Sau, dacă ajunge soțul care trebuie, vine soția însărcinată. Și ți-am zis să nu scapi în mine. Și noaptea, așa nu se vede. Că seamănă prostul cu dobitocul. Crește dobitocul copilul prostului. Și invers. Ce să mai... O întreagă poveste de viață, o întreagă familie. Și așa nu știe prostul, nu-și dă seama. Punct. Doar nu trebuie să înfieze copilul și toate cele. A fost o prostie. Întâi am dat 2, 3, 4 săruturi, după care 3, 4 fututuri. Și s-a căsătorit cu cine trebuie. S-a știut și de pupic și de culcat. Ca e și cu copil, nu mai e vina mea.